În mod normal, ideea asta de a fi contondenți, ideea asta de a fi, de a rezolva problemele prin forță, da? Mi-apelează mai puțin. Da? Noi, cel puțin în ultima vreme, am văzut o relație din ce în ce mai bună și din ce în ce mai civilizată între galerie și club. Da? În altă ordine de idei, eu nu cred că există o atmosferă mai civilizată în România pe un stadion decât în Giulești. Asta e părerea mea personală și mi-o susțin. Sincer, vă îngrijorează tot ceea ce s-a întâmplat? Simțiți o neliniște interioară în acest moment? Vine cu presiune, nu, nu. Pentru că nu ați un tip echilibrat care abia a intrat în fotbal și tocmai s-a familiarizat cu basketul de echilibrate. Da, mă uitam puțin, dumneavoastră sunteți ziariști, probabil că vedeți lucrul ăsta mai bine decât mine, mă uitam puțin pe audiența TV la tot ce înseamnă primele 30 de meciuri de anul ăsta comparativ cu cea de anul trecut. Da, probabil că și pe dumneavoastră v-ați uitat și ați văzut că avem o creștere de audiență a fotbalului românesc de peste 21%, în condiția în care televiziunea a scăzut din atractivitate, undeva cam cu 5-6%. Asta înseamnă că deja fotbalul românesc reușește să aducă o audiență suplimentară de peste 25%. În condiția în care Rapidul crește cam cu 30%. E o performanță. N-aș vrea să mergem într-o direcție, să schimbăm trendul ăsta pozitiv, să mergem într-o altă direcție. Să dăm percepția spectatorilor că este o nesiguranță pe stadion, ceea ce nu cred că e cazul.